La un nou parlament pentru la Plasența sau pentru întreg județ? Pentru tot județul. A fost pentru Țara Moților, când a fost alegerea uninominală pe colegii, colegiul Munții Apuseni-Teiuș. Și acum, având în vedere că s-a schimbat legea, voi fi parlamentar, spun eu, deputat pe tot județul Alba. Cu ce speranță? Cu ce năzlință? Speranța e că, chiar dacă am lipsit ultimul mandat, am reușit să mai acumulez experiență în administrația locală și cred că prin voința mea, prin aportul care pot eu aduce pentru județul Alba, voi fi un parlamentar și vocal și un parlamentar care îmi las toate la o parte, toată ocupația personală și cea administrativă locală din Horea pentru acest județ, pentru județul Alba. Cui lăsați Comuna Horea? Comuna Horea, după lege, în termen de 3 luni, trebuie să organizăm alegerea anticipată. Bineînțeles că voi avea un candidat, deocamdată, iarăși după legea 215, viceprimarul preia perioada de 3 luni, sau perioada până când se organizează alegeri în Comuna Horea, preia și funcția de primar. Voi pune și candidat din partea Partidului Național Liberal, cu care sper să câștig primăria, să o câștigăm tot pe Partidul Național Liberal, după care vom alege, din rândul consilierilor locali, un nou viceprimar. Nu puteți spune numele candidatului. Precis ați ales. Numărul candidatului va fi Nicola Marin, actualul viceprimar al Comunei Horea.